Faima cepei de la Pericei vine din două lucruri, niște soiuri locale și specificul solului de acolo, care face că la urmă iese o ceapă care se conservă peste iarnă și care nu e iute, care are un gust dulce cu un anumit specific, care nu e iute și care poate să fie mâncată și crudă. Eu țin minte când ieșeam vara la muncile câmpului cu ceapă, cu roșie din grădină, cu o bucată de slănină din pod sau de cârnați, cam cu asta mergeam la câmp. Și mâncam ceapa ca pe un măr.